Stagiunea estivală a artelor spectacolului la Constanța, poate cel mai important eveniment cultural al anului, nu numai la Mal de Mare, devin obraznic, încep obraznic, cred că la nivel național putem spune. Andrei Bibire, actor, colegul meu, bine venit, Andrei! Bine te-am găsit! O să vorbim despre stagiunea estivală a artelor spectacolului, ajunsă la a treia ediție, da. A treia ediție, un eveniment care a crescut frumos și care umple vara de spectacole, că tot se plângeau, știi că înainte, barba mea albă vorbește, nu eu, înainte de 89, era o strategie la nivel național în ceea ce privește spectacolele, știi? Mm. Era stagiunea estivală, nu numai teatrele din Constanța, dar mai veneau și din țară și vine se desfășura pe tot litoralul, nu numai la Constanța. Acum Ervin Simpson, actor, eu pronunț, am văzut o colegă de breastră care de fiecare dată face o mică pauză. Are probleme. Da. Ervin. Face. Bă, așa. Ervin Simpson, iată, a reușit să crească un eveniment, chiar dacă a fost greu anul ăsta și o să vă povestesc cum am bun, deci a fost mai greu anul ăsta decât în alți ani, nu s-a lăsat, nu poți să lași festivalul să moară, și că faci o pauză, l-ai terminat. L-a crescut și durează vreo două luni și ajunge până în septembrie. Da, 9 săptămâni sau chiar 10 săptămâni. În orice caz, cred că e cel mai lung festival de teatru din România, cred. Nu știu să fie altul mai lung, oare? Da. Cred că e cel mai lung. Nu știu. Ne interesăm. Googleți, căutați pe Google, oameni buni, că sigur găsiți. Foarte multe teatre, foarte mulți colegi care se adună la mare, se bucură și de plaje dacă reușesc, dacă au timp și ar fi bine să o facă. Dar ne bucură pe noi, spectatori, constanțeni sau turiști. Da, am auzit foarte mulți constanțeni care tocmai spuneau de asta cu festivalurile care înainte de 89 erau din plin, adică aveau vara stagiunii estivală și se puteau bucura de foarte, foarte multe spectacole și după aia a fost o pauză și au resimțit-o ca pe o carență, adică cumva voiau efervescența asta culturală și acum au parte de ea cu SIS de 3 ani de zile. SIS care aduce, atenție, oameni buni, că nu aduce numai teatru, sunt diverse, de asta îi spune stagiunea estivală a artelor spectacolului, pentru că găsești și muzică, anul ăsta a fost și orchestra simfonică, dacă nu mă înșel, la Poarta 1 cu rock opera, așa, de la București, deci toate formele de spectacol și acum mă duc un pic în problemuțele pe care, iată, Ervin a reușit, așa, lovitură de maestru, să pareze loviturile, în sensul în care în cadrul acestui festival era și acea secțiune de C-Street, teatru stradal, care a cât pe aici să nu se facă, din simplul motiv, și aici nu spun un acuzator, pentru că ei știu probabil mai bine problemele pe care le întâmpină, finanțarea din zona de primărie a picat, pentru că acolo au căzut toate finanțările pe legea 350, pe toate evenimentele care ar fi putut să se facă din lipsa fondurilor, și totuși Ervin a reușit să aducă 4 trupe? Cred că 5. 5. Nu bag mâna în foc, 4 sau 5, cred. Dar care au avut un succes extraordinar, că am văzut filmările. Da, a fost o groază de lume. S-a adunat lumea ciorchine, a fost minunat. Adică, din păcate, eu am fost plecat fix în zilele alea, dar am văzut și eu filmările și mi se pare senzațional că avem așa ceva în Constanța. Așa ceva am mai văzut pe la Sibiu, eventual. Da, atât. Am încercat odată Bacăul. Da. A fost festivalul de acolo, care a murit, din păcate, nu știu dacă mai există, un festival. Theaterstock, parcă se numește. Da, Theaterstock. Da, țin minte, da. Am fost și noi cu teatru odată, am jucat Pistonei Nopți de Vară acolo și era tot așa, superb. Dar uite, vezi, ăsta e meritul lui Ervin, că reușește să ducă mai departe. Trebuie să rămână, e un eveniment necesar pentru comunitatea noastră. Da, e emblematic, adică trebuie să devine, eu cred că este deja emblematic, dar trebuie să rămână emblematic. Mi se pare foarte important vara la mare să ai un festival de calitate și cu atâtea trupe invitate din toată țara cumva. E o radiografie a stagiunii din întreaga țară, dacă vrei. Adică venind, să presupunem că cineva vine și vede toate spectacolele, un constanțean vine și vede toate spectacolele și poate face o imagine, nu completă, evident, dar o imagine, își poate face o imagine despre ce s-a întâmplat pe parcursul unei stagiuni în toată țara. Pentru că eu nu știu, nu cred, cred că e imposibil să inviți toate teatrele din țară, dar cam toate sunt invitate.
din toate zonele, teatrele cele mai importante, da, să spunem. Da. Și atunci dacă n-ai posibilitatea să vezi, să mergi un spectacol, să vezi un spectacol la Iași sau, nu știu, da, la Sibiu sau la Bașca, s-a făcut această secțiune specială Focus Radu Afrim. Foarte multe spectacole făcute de Radu Afrim au problema asta că se joacă doar la sedii. Exact. Și cererea este enormă în alte aici orașe. Și atunci Ervin a zis, bun, hai să facem așa. Hai să adunăm 5, cred că sunt 5 spectacole, da, da, și facem secțiune specială în așa fel încât să vină lumea și de la București și din alte părți ale țării să poată să vadă la mare spectacolele astea. Apropo de Radu Afrim, nu mai sunt bilete. Pare rău, alea se dau nu imediat. Nu mai sunt? Gata, s-au dat? Eu așa știu, da. A. Pentru că am, nașul meu este fan Radu Afrim, merge prin toată țara să-i vadă toate spectacolele și bine face. Să nu uităm că Afrim a adus premiul teatrului nostru, spectacolul în care joci. Da. Andrei are multe spectacole în care joacă acum, la Teatrul de Stat din Constanța. Am. La Afrim a ieșit cam bătut în spectacolul ăla, că acolo un rol greu, cam da, plin de sânge. Da, 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 da. Dar spectacolul premiat, deci iată, poate fi considerat un vârf, deși nu numai asta, sunt multe spectacole de calitate, dar este senzațional să poți să vezi spectacolele lui Radu Afrim, toate la Constanța, da, sau aproape toate. Și mai e și secțiunea Seas for Kids, spectacole pentru copii. Deci dacă vrei să vii cu cei mici, chiar ai unde, ai, e minunat. Deci de toate, pentru toată lumea. Da. Acum ce face Andrei Bibire, că el nu e numai actor, e așa un element nou în cadrul festivalului, face un podcast. Da. Zic că m-am interesat, dom'le, ce înseamnă podcastul, că tot mă uitam. Zic, asta. Podcastul inițial era, se făcea referire numai la radio, deci din zona de radio a pornit. Formatul ăla MP4 sau nu știu cum, se puneau tot, adică faci o emisiune care o lași într-un fișier și poți să o asculți tot timpul. Acum ea a devenit și video și faci un podcast. Interviu, nu știu, poate interviu e o denumire prea formală și cred că de asta podcastul e ceva ușor informal, induce ideea că putem, nu că să scăpăm vreo înjurătură, că nu asta cred că e definitoriu, ci să vorbim un pic mai relaxați, poate fără să fim atât de formali. Cred că asta e ideea podcastului. Da, da, da. Mai ales așa cum s-a conturat ea în pandemie, unde a fost explozie. Da, da. Noi am așteptat să treacă pandemia și ne-am suflat podcastul festivalului în 2024. Acum eu am fost gelos, să știi, pe faptul că tu faci treaba asta, că uite, nu reușesc să-i prind și eu vârfurile. O să amintim de câteva, pentru că asta e politica organizatorilor și fac foarte bine. Da, vârfurile, cei mai importanți actori, cei mai în vogă actori, cei mai talentați actori și regizori, da, merg întâi la tine. Și avem și un, nu știu cât pot să dezvălui, dar avem și un muzician și da, avem actori, regizori, actrițe, regizoare și un muzician. Un muzician. Da. Hai să dăm așa din culise, numai ce putem, atenție, da, oameni buni, nu spunem tot, că e foarte, își face foarte bine meseria, eu tot îl văd pe Facebook cu se filmează, asta de așa, vine ba, și suspans, știi, da, suspans, despre cine vor, cine a fost primul? O scurtă paranteză, asta cu filmatul și cu promovarea podcastului a fost un, este un chin foarte plăcut pentru mine, în sensul că mie îmi place să fac asta, doar că asta cu filmarea și cu postatul, postarea, da, postările pe Facebook și Instagram e foarte departe de suflet. Cumva mereu am stat ascuns, adică am mai postat așa o poză o dată la an și acum, fără să-mi spună nimeni, fără să-mi sugereze nimeni o strategie, m-am gândit cum pot să fac podcastul să fie vizibil și să creez suspans și să îmi asigur un soi de bază de urmăritori care atunci când apare podcastul să fie interesată. Și am zis, băi, cam postând și videoclipuri. Astăzi pozele nu prea mai sunt suficiente, de cele mai multe ori atragi prin videoclipuri. Și am început să mă filmez pe stradă, mi-e foarte incomod. E expunerea asta. Dar sunt haioase, să știi, mie îmi plac. Eu încerc. Mai ales că poți să le duci în zona aia pe care noi, să știi că nu agrem, dar asta e moda. TikTok, dacă nu ești pe TikTok. Cu TikTok nu... am încercat, nu. Nu merge. E un mediu prea sălbatic pentru mine. Nu, da, nu. Acolo vor alte. Da. Dar da, am depășit cumva pragul ăsta și am reușit să mă filmez aproape zilnic făcând reclama acestui podcast, așa că sper că care o să poate vă fi văzut unde, dacă să le spunem oamenilor. Asta o să apară imediat, cred că a apărut deja prima ediție pe care o puteți urmări pe YouTube-ul Teatrului de Stat Constanța cu Marius Manole. Asta e prima ediție. A doua ediție care va apărea în câteva zile am mai anunțat, deci nu e așa o dezvăluire. Așa poți să spui. O bombă, da. Spun, da. Este regizorul Andrei Măjeri, care a luat anul ăsta Uniterul pentru cea mai bună regie, premiul Lucian Pintilie pentru cea mai bună regie, pentru Cine l-a ucis pe tata, de la spectacolul de la Teatrul Metropolis din București.
Și al treilea invitat... Aici ar fi o bombă dacă le spui, știi? Da, adică... dar nu. Mai stau un pic. Se ține tare. Mai stau un pic. Am filmat aseara a treia ediție și a fost minunat. Mai ales că e un om pe care l-am văzut și l-am admirat crescând, eu crescând, el jucând. Și da, deci e actor. Deci nu poți să... măcar asta, e actor. Actor. Asta da. Putem să spun. Da, asta. Seama, din câți actori sunt, n-ai cum să ghicești, da. Chiar pe... Nu putem să spunem. Nu. Să spunem. Cam cât durează un interviu de genul ăsta? Primul a fost vreo oră, al doilea o oră 20, iar ăsta pe care l-am filmat ieri a fost vreo 50 de minute din rațiuni organizatorice, în sensul că... Era să scap. Din rațiuni organizatorice și atât. Atât, da. Adică avea el treabă, trebuia să plece și atunci dacă ne uităm de exemplu cine a fost aici... Era să zic că avea spectacol la SIS. Nu. Și ce se întâmplă oricum, oamenii și emisiunea pe care o facem noi este înregistrată. Și atunci nu pot calcula exact când a fost făcută, cum a exact, fost făcută. Da. Nu pot să vă spun că a fost făcută astăzi, în iulie. Exact. Da. Păi asta e, trebuie să păstrăm suspansul și energia unui festival care, iată, și-a schimbat un pic locațiile anul acesta. Da. Grădina Tomis e Grădina o Tomis. Intrare nouă, adică da. Nu știu, cred că era închisă, nu? Era praf. A mai funcționat aia așa cât și cât, da, dar acum a fost redeschisă, iată, pentru scopul pentru care a fost probabil și construită. Da, acolo a fost și, nu primul spectacol, al doilea. Cel de la Notara, au fost două spectacole de la Notara care au deschis festivalul. Prima a fost la Casa de Cultură și al doilea, Cancun, în regia lui Felix Alex, a fost la Grădina Tomis. Iată. Eu nu fusese niciodată la Grădina Tomis. Da. Și a fost cinematograf acolo, se făceau spectacole și de revistă, pentru că era chiar lângă Teatru Fantazio. Iar acum, în sfârșit, e dată în folosul comunității pentru scopul ei inițial. Și pentru că ai spus Casa de Cultură, cel de-al doilea spațiu care s-a adăugat anul acesta, pentru că da, iată ce înseamnă să te pricepi, să organizezi, ai nevoie de soluțiile de avarie în cazul în care plouă sau e furtună, tu nu poți să suspenzi un spectacol, trebuie să-l oferi, că asta e. Da. Și atunci Casa de Cultură a devenit... în penuria de spații... Da, din păcate, ambele noastre săli sunt în renovare și atunci da. A fost nevoie, da, de Casa de Cultură. Altfel... Plus că, așa cum spuneai, spectacolele lui Afrim au nevoie de un spațiu generos. Adică se lucrează, spectacolele lui au o scenografie aparte. Nu degeaba și spectacolul din Constanța a luat premiul de debut pentru scenografie, premiul ITER. Da. Da. Și astea sunt spațiile cele noi. Da, mai este grădina Soveja. Grădina Soveja, care deja de la început a fost pusă în funcțiune pentru așa ceva. Și spațiile alternative pentru teatru de stradă, ba pe faleză, ba prin parc, ba pe unde nu te aștepți, ceea ce e bine. Parcul Gării, au fost parcul Gării, parcul fost de la Oleg Danovski. Poftim. Deci, mai e și BCR Youth Hub. Care este acolo, cred că la faleză. Da. La... N-am ajuns, dar acolo a avut concert Irina Sârbu. Sibiu. E terasa de pe malul... Acolo e, da. Da, chiar la intrare în port. Deci ăsta e un spațiu pe care... arată senzație, un spectacol fabulos. Dar cam mai toate. Eu n-am fost acum, dar am fost când, cred că la Zilele Culturii Constanțene sau nu știu când. Nu, când s-au dat atunci premiile pentru actori, Și atunci a cântat Irina Sârbu și mi-a plăcut enorm. Bine, acum putem să dăm din culise că și tu te ocupi cu chestia asta. Am fost o filmare cu tine, dacă tot mă întreabă toată lumea când o să iasă ceva cu muzică, ce faci tu? Cu muzică? Da, formație ceva sau ce? Nu, am avut, mă rog, am scos niște piese eu pe un YouTube al meu unde nu se uita nimeni acum câțiva ani, dar nu. Și nu te mai cântă zona aia? Chiar zilele astea am înodat o conversație cu doi prieteni și colegi din București și ei doi au mai lansat piese împreună, chiar împreună și împreună și separat. Și noi de mult tot ne frăsuim să facem o piesă împreună, toți trei. Și acum am înodat conversația și am început să stabilim niște... Ce fel de muzică de ce zonă? Aici o să fie greu, pentru că stilurile sunt un pic diferite. Cred că o să fie ceva jazz rap. Ceva foarte tare. Da, dar asta, nu știu, e un proiect, stai să termin cu podcastul, cu festivalul și cred că după o să... După o să tot intri în spectacole. După vine Radu Afrim din nou și începem proiect.
nu știu. A, un pic așa, da, apropo de asta, știi, în avanpremieră. Unu, ai vorbit despre regizorul premiat care vine în al doilea podcast, da, Andrei Măgeri. Andrei Măgeri, și care a fost la teatru să facă un casting pentru ce spectacol? Se știe? Încă nu se știe, încă nu s-a luat o decizie în privința asta, dar ce e cert este că va veni la noi la anul. Deci urmează anul. Deci cred că în cadrul aceleiași stagiuni pe care o începem acum din toamnă, da? Dar deci probabil undeva la începutul anului viitor, da. Cam așa, oricum, și anul viitor. Și Afrim când începe? Pe 17 august, cred, în orice caz, imediat după ce termină atelierul de la HOP. Îl iei la podcast sau poți să-l invit aici? Pe? Adică asta nu e o surpriză pentru că am mai zis deja altundeva. Da. El va fi invitatul cu care vom încheia seria de podcasturi. Nu, dai și mie voie să-l invit aici la... Da, bineînțeles. La... Poate reușesc, oameni, poate reușesc să-l aduc pe Radu Afrim, îmi doresc foarte mult. Nu de alta, dar fac cu bucurie lui Nașu. Știi, să da. Nașu. Adică dacă tot și da, nu numai lui sunt convins, pentru că... Sunt senzaționale, da. Spectacolele pe care Radu Afrim. Și el va fi cel de-al 10-lea invitat din seria de 10, deci 10 din 10, 10. Încheiem cu el și gata. Deci, eu îți mulțumesc pentru că iată deja din 10, 3 știm, 2, da. Așa și cu alea, 3. Uite, și am mai zis și asta că e muzician și puteți să căutați în programul SIS ce, aha, deși banul că acolo s-ar putea să aveți un pic de muncă. E bine că e bun la muncă. Vreau să vorbim despre altceva. Când am început să mă mișc prin țară pe la festival așa, mi-au atras atenția cei care vin și ajută, știi? S-a creat o echipă foarte faină, încă dinainte să se înceapă festivalul, erau copilașii ăștia care cochetează cu teatru, cu ideea, cu câți sunt cei care pun osul la treabă vara asta? Sunt echipa de voluntari de la SIS e enormă. Câteva zeci, în orice caz, 30, 40, 50, oricum sunt foarte mulți și sunt foarte bine organizați și foarte puși pe treabă, chiar. Adică se simte că fac treabă. Da, asta se simte. Fără păi ei, am senzația că i-au și recondiționat grădina Tomis, mă rog, parțial cumva, au ajutat acolo, la care au putut să ajute. Da. Adică am văzut în filmările astea pe care le postează SIS-ul de pe Insta și Facebook. Pictează logo-urile, exact, dau viață, dau culoare. Au culoare. Chiar da. Și e altfel când ajungi la festival și te întâmpină o pleiadă de adolescenți foarte veseli și energici și amabili. Și... Spectacolele pentru cei care ne urmăresc, acum începem să dăm și chestii tehnice așa cât putem, în general au loc în weekend, vineri, sâmbătă, duminică. În general, da, dar nu e o regulă, se mai întâmplă să fie și în timpul săptămânii. Pentru programul complet, uitați-vă pe SIS.ro, Instagram, Facebook, SIS, Teatrul de Stat Constanța și acolo deci vedeți. Deci aveți totul, pentru că e în presă, e publicat, e peste tot. Adică s-a făcut și o publicitate bine țintită. N-aveți scuze. Deci n-aveți scuze ca să nu mergeți, că le găsiți peste tot. Asta a stat, telefonul, v-ați uitat, SIS, ia să vedem ce e săptămâna asta. Totuși eu zic să vă uitați pe tot programul, pentru că nu sunt sigur, dar eu cred că nu mai există bilete la Radu Afrim. S-au cerut, cred că și se pot dubla spectacolele dacă cei care vin și le joacă o pot face, că și aici e destul de greu. Dar spectacolele au mare, mare succes. Biletele le puteți achiziționa tot așa online sau la casa de bilete a teatrului. Sau la casa de bilete. Sau chiar depinde unde se joacă, în locul unde se joacă, cu două ore înainte, mi se pare că. Exact. Ceea ce trebuie să fac eu înainte de a vorbi cu Ervin, că o să l-am, mai eu spun că eu n-am de astea, știi, ca la podcast. Mișmașuri de astea. Eu o să l-am în emisiune pe Ervin și l-am rugat să vină cu oamenii care contează. Și care până acum au lipsit din peisajul ăsta, știi, de sponsorii. Mm-hmm. Pentru că au venit sponsorizări care sunt necesare. Știi, când ne uităm la Olimpiadă. La Olimpiadă câștigă al nostru medalia de aur, dar îl plătește tot federația. Și, mă rog, fundația lui Siriac. Nu există sponsorizări ca în alte țări civilizate sau neîncinare importanță. Dar oamenii chiar au muncit și trebuie să devenim simbol pentru toți ceilalți. Păi, hai să vedem, a câștigat, păi vreau și eu. Uite, se poate. E, actul cultural, cu atât mai mult, ani de zile, cu greu,
a reușit să găsească drumul către inima sponsorilor sau către conturile lor în bancă, pentru că asta era cel mai important. Dar iată că se poate și atunci voi avea în emisiune pe Ervin care să vorbească. Da. Tu joci teatrul de stat, ce spectacole are? În stagiune, aveți ceva? Urmează să definitivăm, din câte știu, să se pună câteva reprezentații printre cele deja stabilite. O secundă, mi se spune în cască și n-am cască, dar trebuia să o fac, dacă tot am vorbit de sponsori, haideți să iau și eu un moment de publicitate. La început am alergat și m-am oprit să respir soare și apă. Am învățat dansul în ritmul valurilor și am râs, de poftă. Am respirat adânc aerul proaspăt și am explorat. M-am relaxat și am visat cu ochii deschiși. M-am întors pentru că mi-era dor de locul în care vara prinde viață. Ne-a furat și pe noi imaginea. Clipul despre Mamaia arată bine. Și clipul și Mamaia, unde mai e mult de asta e altă emisiune pe care o să o fac. Eu sunt un pic leneș, stau pe plajă, m-am în Constanța așa, dar poate ar trebui să mă duc și Mamaia să văd. Eu am fost odată și mi-a plăcut. Ți-a plăcut, da. În 2020, cred. S-a schimbat. Am înțeles că s-au lărgit plajele, nu asta. Așa asta și au mai crescut și că aici cum te-ai întors de două ori stânga-dreapta, pac, mai crește lângă tine un hotel sau încă un bloc. Știi? Aici e de discutat. Identitatea locului. Mamaia e stațiune sau e oraș? Aici ar trebui să fie o dezbatere publică. Nu intrăm, revenim la teatru. La teatrul care, iată, schimbă vacanțele. În sensul bun, da. Pentru că vine cu ceva în plus. Noi mergem la Constanța să vedem stagiunea estivală. Cum făcuse, deci a făcut, Ervin nu mai are, știi, cum a făcut chestia aia cu autostrada către... Către teatru. Către mare. Autostrada către mare, dar către teatru, pentru asta veneau. Da. Bucureștenii, s-a creat acest program, te urci în mașină sau în tren și ce-i acest bilet care include nu numai spectacolul teatral, ci și o vizită prin Constanța ca să vezi locurile cele frumoase. Din peninsulă, un tur ghidat și apoi... Și o cină. Și cred că aveai și reducere pe la câteva restaurante. La 3-4 restaurante partenere. Deci, exact, asta a fost foarte ok. Bun, acum pun o mică paranteză. Să vorbesc despre activitatea teatrului de stat. În ce sens? Toată lumea știe că sălile sunt în renovare, a intrat și cea mică, da. Dar voi ați jucat mai mult decât înainte, adică ați jucat în toată țara. Unde a fost un festival, hop, și teatrul de stat din Constanța cu un spectacol care a fost, cum a fost primit? Foarte, foarte bine. La Craiova, de exemplu, am avut cerere atât de mare încât a trebuit să mai jucăm încă unul. Noi aveam programat o reprezentație și a doua zi dimineață până să plecăm, Am mai băgat un spectacol. Da. Să spunem și despre ce spectacol este vorba. A 12-a noapte în regia domnului Andrei Șerban. Pentru că a fost premiera mai aproape de noi și că când se va mai putea juca, vă asigur eu că se va juca tot cu casa închisă, pentru că așa a fost de la început și cât s-a jucat până a intrat teatrul în... Da. Chiar apropo, am fost selecționați în FNT cu două spectacole, cu a 12-a noapte în regia lui Andrei Șerban. Da, să le punem subtitrările oamenilor. Da. FNT, Festivalul Național de Teatru. Adică peste el nu există altceva. Asta e. Hai să le umflăm un pic ca să știe oamenii. E cel mai prestigios din țară, cred. Da, sau da. Mai poate fițuie, nu știu. Ok. Festivalul Național de Teatru, Național la de Teatru Național din București. Da, și vom juca, de fapt nu vom juca la Teatru Național, vom juca la Bulandra, okay. La Grădina Icoanei, atât a 12-a noapte, regia Andrei Șerban și Dana Dima, cât și 10 lucruri pe care le-am pierdut la Festivalul Mamaia în regia lui Gabi Sandu și a Elenei Morar. Ambele au fost selecționate în FNT, ceea ce este un motiv enorm de bucurie. Și mi se pare tare acum fac o chestie, nu vreau să mă bag peste nimeni, dar 10 lucruri pe care le-am pierdut, cred că dacă tot se face din nou festivalul de la Mamaia anul ăsta, ar fi fost bine de văzut în cadrul festivalului acest spectacol. Eu nu știam că se face din nou festivalul de la Mamaia, da. Dar mă mir că organizatorii nu au auzit de acest spectacol și... Da. Era serios? Care se face? E a doua? Cum să nu? Da, anul trecut a fost un reload, Mamaia, știi?
au luat-o de la început, o ediție aniversară, dacă vrei. Uh-huh. Iar anul ăsta se face festivalul de la Mamaia, cum era el odată, festival concurs, creație și interpretare. Chiar acum sunt înscrierile, nu știu până ce dată, se pot înscrie cei care vor să participe. Dar ar fi trebuit să, nu știu, sunt curios la cum. Mi se pare o idee, mi se pare foarte la îndemână. Exact, exact. Ideea să chem spectacolul 10 lucruri pe care le-am pierdut la festivalul Mamaia, la festivalul Mamaia. Eu aș face cu o zi înainte, când începem? Păi 20 nu știu cât, ok, cu o zi înainte vii și faci. În deschidere, cum ar veni. Deschidem festivalul de la Mamaia cu spectacolul care vorbește despre însuși festivalul de la Mamaia. După care încep și... După care vedem, ne apucăm de treabă propriu-zis, dar nu înțeleg, e foarte la îndemână, e... E un spectacol, cel despre care vorbim noi, oameni buni, în care se arată încă o dată ce echipă valoroasă de actori are Teatrul de Stat din Constanța. Pentru că se cântă acolo ca la festival. Adică actorii își demonstrează calitățile din plin. Da, sunt câteva momente care m-au lăsat uluit, deși evident că îmi știu colegii, știu cât de bine cântă. Chiar și așa, mergând la spectacolul ăla, am rămas uluit. Imposibil, sunt câteva numere acolo... De-abia aștept să se termine lucrurile. Mai durează, ce știi, teatru? A zis ceva, Ervin? Sala mică o să avem nevoie de ea, o să fie gata în curând, nu știu cât, cred că o lună, două. Ah, perfect. Adică în toamnă ar trebui să... Păi da, premiera de la Frima ar trebui să o dăm în sala mică. Nu că ar trebui să o dăm, acolo o dăm. Dar sala mare, nu știu, n-am idee. Da, acolo nu. S-au descoperit vestigiile alea și asta a îngreunat un pic procesul. Schimba totul, nu? Și modul de abordare al lucrărilor acolo. Da, aici nu știu foarte multe detalii, știu doar că a fost un hop, a fost un impediment în... Da, da. Ca la noi. Da, nu știu. Ne-a lipsit meșterul Romanolești. Chiar sunt neinformat. N-am avut o ană să băgăm în perete și să-l zidim ca să putem să terminăm și noi lucrarea. Da. Da. Și cam asta se întâmplă cu noi. Din câte știu, urmează să avem niște reprezentații în SIZ presărate printre spectacole invitate, dar cu certitudine mergem în Fenete la toamnă, scoatem premiera la Afrim, mai departe mai ținem un pic la secret. Nu spunem chiar tot așa, spunem doar că stagiunea estivală a artelor spectacolului anul acesta merge până în septembrie, dacă nu mă înșel, până pe 8 septembrie. Să nu mă înșel, dar dacă mă înșel, mă corectați voi, pentru că vă uitați pe site-ul festivalului sau al teatrului, sau pe pagina de Facebook, pentru că, așa cum a spus, n-avem nicio scuză, le găsiți toate. Da. Și dacă vreți să urmăriți podcastul cu invitații ăștia de seamă, puteți să mă urmăriți pe mine, că vă stresez zilnic cu filmări de pe stradă. Uneori mă uit la filmările astea și mi se pare că sunt stresant, sincer. Adică, parcă e prea mult, în același timp știu că n-am altă șansă să atrag atenția și să vină lumea să se uite la podcast. Uite, noi venim acum și zicam la plasa asta, oameni buni, YouTube-ul teatrului de Stat Constanța, dar o să anunțăm și pe Facebook și pe Instagram peste tot. O să fie, și nu de alta, dar merită, că dacă tot am fost eu gelos, justificat de altfel și chiar supărat până într-un punct că nu am reușit să-l aduc și eu pe Marius Manole sau pe Andrei Măjeri, da. Da? Sau pe, nu, n-ai voie să-mi spui. Sau pe Radu Afrim. Și atunci am trecut peste. Dar ăsta, stai că încă nu. Încă nu. Adică este o lună, cred că. Nu contează, mai avem timp. Avem timp, până atunci nu ne rămâne altceva decât să vă invităm la teatru sau la orice altă formă de spectacol care face parte din acest eveniment de anvergură. Felicitări organizatorilor, sponsorilor, mulțumiri, da? Voluntarilor. Absolut. Fabuloși, i-aș aduce pe toți aici, voluntarii, să stăm de vorbă, da. Pentru că sunt așa, știi, ca o șampanie, sunt toți. Felicitări, Ervin Simpsonson, ție și echipei tale și oameni buni, mergeți la teatru, stagiunea estivală a artelor spectacolului. Și uitați-vă la Sea Streams, podcastul oficial al stagiunii. Sea Streams. Ce m-am gândit eu, că streams, adică e curentul mării, dar implică și noțiunea de emisie, streaming. Foarte tare. Ce înseamnă să fie? Asta e, ce să fac. Felici, aplauze pentru Andrei. Nu e nevoie. Nu. Bibire, mergeți să-l vedeți la teatru, este un actor extraordinar. Asta e limpede. Muncitor și, mi s-a spus, să vincul, da, și știu, tipicar. Adică e... Trebuie să fie pregătite. Am niște fixații, da. Trebuie să mă spăl pe dinți înainte de fiecare spectacol, asta clar. Fix înainte, pentru că dacă nu o fac, singura dată când am făcut-o,
Colegul meu Ștefan Mihai și-a rupt piciorul la Sibiu în spectacol. Ah, deci astea sunt din alea, fiindcă actorii mai au... Eu sunt împotriva superstițiilor de regulă. Neapărat superstiții, dar sunt niște... niște ale noastre, ca să le zicem așa. Ei, asta e a mea, cu spălatul pe dinți, fix înainte de repetiție și spectacol. Nu se poate fără. Dacă... Există o piesă de teatru, în urmă cu ceva ani, am lucrat-o, le-am dat-o studenților de aici, de la Constanța, și au plecat în turneu în Italia cu spectacolul ăsta, scris de niște italieni. Desdemona, unde sunt chiloții? Întreba. Pentru că actorul care juca în spectacolul respectiv avea această superstiție să poarte aceeași pereche de chiloți tot timpul. Și juca atât de mult că se rupseseră și mai punea un petec, mai era, și ajunsese să fie făcut numai din petece. Și la un moment dat nu i-au găsit și n-a vrut să joace, n-a intrat în spectacol. Era o comedie foarte haios. Întrebarea e cum făcea dacă avea 3 reprezentații într-o zi. Nu cu aceea. Nu vrei să știi răspunsul. Da, nu cred că vreau să știu răspunsul. Da. Ah, l-ai spălat zilnic, nu? Practic, perfect, perfect. Poate reușim să scoatem din cutie acea piesă de teatru. Și piesa. Asta am zis. Nu știu să citesc piesa asta. E foarte haios, să joacă pe două planuri, știi? Este ce se întâmplă pe scenă, Shakespeare-ul, și jos ce se întâmplă acolo și ce se întâmplă la cabine. Mm-hmm. Toată nebunia asta de trecere dintr-o parte într-alta. Îți mulțumesc, Andrei. Mulțumesc pentru invitație. Oameni buni, urmăriți podcastul, v-aș fi spus cum se numește. Intrați și pe site-ul festivalului, pe YouTube-ul Teatrului Stadii Constanța și haideți să creștem acolo. Like, share, împărțiți, să se ducă mai departe, să ajungă la cât mai mulți dintre dumneavoastră. Nu de altceva, dar le facem un bine oamenilor. Mersi frumos! Mulțumesc! La bună revedere, prieteni! Pe data viitoare!